Acoperământul Maicii Domnului este sărbătorită cu mare cinste de creștinii ortodoxi în fiecare an la data de 1 octombrie. Sărbătoarea cu cruce roșie, acoperământul Maicii Domnului din calendarul ortodox 1 octombrie, este respectată cu mare sfințenie de către creștinii ortodoxi din întreaga lume. Astăzi, 1 octombrie, când Sfânta noastră Biserică prăznuiește acoperământul Maicii Domnului, iată, este o zi binecuvântată pentru că ne aflăm sub ocrotirea Maicii Domnului, care este mijlocitoarea noastră către preamilostivul Dumnezeu, către tronul ceresc, înaintea lui Dumnezeu. Și prin rugăciunile Maicii Domnului, care este mai sfântă decât Sfinții Îngeri și decât toți Sfinții, iată, lumea se ține și dăinuiește până astăzi, pentru că ea, prin acoperământul ei, ne acoperă de tot răul vrăjmaș. Preoții spun că acest eveniment ne amintește că Maica Domnului este alături de noi atunci când trecem prin cele mai grele momente, dacă știm să ne rugăm. Această sărbătoare, acoperământul Maicii Domnului, dăinuiește de pe vremea împăratului bizantin Leon cel Înțelept și se ține datorită unei minuni care s-a săvârșit în biserica Maicii Domnului din Vlaherne. Această minune s-a săvârșit către Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, pentru că el, stând la rugăciune în biserica aceasta, la sărbătoarea Maicii Domnului, a văzut în partea de nord a bisericii pe Sfânta Maică, ținând un acoperământ strălucitor, mai strălucitor decât soarele, deasupra poporului care se ruga. Și Maica Domnului înălța rugăciuni pentru toți cei din biserică ca să nu plece cu sufletul neîmpăcat și să aibă ocrotire, se ruga către milostivul Dumnezeu ca să-i păzească și să le dea putere în tot ceea ce vroiau ei. Iată că Maica Domnului este ocrotitoare în toate momentele din viața noastră și să aducem slavă lui Dumnezeu că avem o așa mijlocitoare care ne aduce aproape de Dumnezeu, pentru că mult are putere rugăciunea Maicii către Stăpânul Hristos. Dumnezeu să le dăruiască sănătate tuturor celor care poartă numele Sfintei Fecioare Maria și să o cheme în toate rugăciunile pe care le înalță în timpul lor, ca să mijlocească pentru mântuirea sufletească la preamilostivul Dumnezeu. În popor, sărbătoarea mai este cunoscută și sub denumirea de pocroave. Ca orice sărbătoare cu cruce roșie, și aceasta aduce câteva tradiții și obiceiuri pe care credincioșii le respectă cu sfințenie.